Pe 27 ianuarie se comemorează în plan național și internațional 71 de ani de la Holocaust, exterminarea planificată a evreilor și a altor minorități de către Germania nazistă, dar și aliații acesteia în teritoriile cucerite între anii 1933 și 1945. Ziua de 27 ianuarie marchează eliberarea lagărelor de concentrare naziste și sfârșitul Holocaustului, în care au fost uciși 6 milioane de evrei de către regimul nazist în timpul celui de-al doilea război mondial. Alegerea acestei date este legată de eliberarea lagărului de la Auschwitz-Birkenau din Polonia de către trupele sovietice la 1945. Tema pentru acțiunile de comemorare organizate în 2016 este, potrivit ONU, Holocaustul și demnitatea umană. Tema face o legătură între amintirea Holocaustului și principiile fondatoare ale Organizației Națiunilor Unite. Aceasta reafirmă credința în demnitatea și valoarea fiecărei persoane, menționate în Cartea ONU, precum și dreptul de a trăi fără discriminare și cu o protecție egală în fața legii. În memoria victimelor Holocaustului au fost organizate o serie de evenimente și în România, însă la Târgoviște, din păcate, nu s-a adus niciun omagiu și nu au fost organizate niciun fel de activități în acest sens. Să ne amintim totuși că Holocaustul reprezintă o lecție de istorie pentru viitor, iar umanitatea care rememorează cumplitul genocid înseamnă că a înțeles ceva din lecția trecutului. Cu alte cuvinte, în spiritul dreptății și al umanității, dragi târgovișteni, trebuie să aveți în această zi de 27 ianuarie, măcar în gândurile voastre, mesajul necesar pentru ca orori precum Holocaustul să nu mai întunece niciodată istoria noastră și a lumii.